rugăciune comună și la faptă comună. Dumnezeu să așeze fapte, să așeze sufletele celor care au căzut de la Mahalal, acolo unde, în locul unde eroii neamului românesc își au găsit liniștea și pacea. Mulțumim frumos de trăit, domnule Nora. Două cuvinte îi spun lui Părinte Ioan, am scris că nu spun, dar... Primim reclam. Dacă îi dăm reclam, primim un microfon și două minute, nu mai mult. Ne desparte de hram o lună de zile, spun. 14, acolo pe 15, e ziua Ștefan cel Mare. Noi cu părintele am plecat la România, departamentul a României de pretutindeni ne-a spus că ne codează ceva, ne codonează. Și ne-am dus și ne-au dat tablă pentru biserică, noi am socotit în jur de 12.000 de dolari. Dea Dumnezeu sănătate. Dacă nu ne dăde, poate biserica nu era acoperită până în ziua de astăzi. Asta e primul. A doilea eveniment. Ne ducem noi cu părintele la România, am făcut documentele, a fost la București. Ne ducem la ora 5 dimineață de la București prin Slatina. Ne ies la cel rău înainte, ne răstoarne cu tot cu bus, ne traumează, ne farmă busul. Părintele zice cu tot cu șofer, mirem înapoi. Zic, nu, cel mai mult am pătimit eu. Zic, zgârâie, te rup. Zic, el ce-o vrut să fac? Ne toarcă înapoi. Nu din spate, dar noi ne ducem înainte, tot una. Am adus ta Slatina. Zic, uite, da, comanda, e bun, dar nu-i plătit. Duceți vacații și mai bine atâta. Și am zis, băi, om bun, cată la noi, cată la busul nostru, la microbusul nostru. Ești acel rău și mata faci parte cu dânsul, nu vrei să-mi dai tablă. Pe de nu plăti de patru ani, cu sună mata, e de plin, sună. Ești vreau plăti și nu ne ducem noi așa și bătuți acasă fără nimic încă. Și sună și cu voia bunului Dumnezeu, ne încărcăm și venim acasă. Venim la graniță, 8 ceasuri, ne ține și ne mai renuiește. Dar cu tabla, dar de unii tabla, dar prin și tabla, dar cât coasă, dar unde o duce. Și la urmă, cu busul farmat, fără sticlă, noi cu faică în spate, în luna în cap, Părintele Ioan, ne și ploua încă. Chiriez ne conduce. Bă, cum se chemau ei, că îți gândeau că noi ducem. La unul părintele spune, am dat o ciot, câte tablă de unde am pus că coași, părinte spune, spune dacă nu ți-a dus cu 10 foi, 10 ori, dar ei, deci măcar vreau 10 listuri de tablă. Și eu așa am spus, oho, n-ați mai văzut dumneavoastră, nu mai vine nici eu. În fine, și domnul Vasilică a întâmplat, dar tot ne-a ustel, tot a pasdat, dar nu-i nimic, el totdeauna e de curând. Bravo! După timpul scuvânteze, Părintele Ioan spune două cuvinte, după aceea Ana Petrovna, numai decât învățarea sau profesoare de istorie, care mi-a promis că mi-ajută să mă fac scriitor, numai decât. Părinte, două, trei cuvinte ca... În ziua de Sfântul Petru, rușii au atacat pichetul, oameni buni. Cânticuița se cânta pe la anunț, mai spre dimineață, când era mai puțină lume, când erau tăți vieseli de acum și bucuroși, că au fost la o petrecere. Fratele, dar acum poți să cânti cât de tare și cât de mult, că nimic nu se mai schimbă. Părintele se supără că n-au venit astăzi. Să știți că Mântuitorul Hristos la cina Fiului a chemat lumea și lumea nu a venit, pentru că unul a cumpărat o pereche de boi, trebuia să încerce, alții au cumpărat țarină, altul s-a însurat, altul câmp ce trebuia să-l vadă. De aceea, pricini sunt la fiecare dintre noi. Dar noi n-am luat aminte alta, că noi vom da ochi cu ochi cu dânsii ce au să ne spui ei, copiilor, nepoților, zicând că noi, pentru aceea de a fi, aceea de a crede, în lumea neagră ne-au dus și ne-au nimicit, dar voi cu ce? Doar nu s-au cerut să mergem și noi pe urmele lor, nu s-au cerut și noi ca să ducem acea greutate a deportărilor, dar am avut o mică șansă sau o mică libertate de a-i pomeni, de a ne ruga pentru dânsi, pentru că ei au făcut cea mai mare jertfă, ei s-au pus viața lor pe altarul biruinței și a dreptății, pentru că au lăsat satul acesta
Și eu am găsit undeva că cea mai mulți deportați au fost din regiunea noastră, deportați de aici, dacă nu mă înșel, peste 800 de persoane. Și să știți că în timpurile până la război, Mahalaua era cam jumătate cât Boianul. Și au fost, eu dacă așa am socotit câte case erau, cam a fiecare a treilea au fost deportat, dar poate și mai mult. De aceea, noi când vom da ochii cu toți ce au mers din lumea aceasta, a să spui părinții, cum noi am avut grijă de el, ca să ne rugăm, cum noi am avut grijă de ei să facem milostenie sau pomană, și aceia morți, frigurile Siberiei nu ar trebui ca să fie și din partea noastră o Sibirie a sufletului și o Sibirie a răcelii noastre, pentru că cu adevărat că cine își uită trecutul nu poate avea viitor. De aceea noi trebuie să venim și să știți că aici este o amintire a lor, așa ca și în toate Sfintele Biserici, unii noi ne rugăm pentru toți cei mai de înainte adormiți, părinți și frați, ostași căzuți pe câmpurile de luptă. De aceea ei au fost aceia care au murit în îndepărtări, în greutăți, mulți dintre dânsii au fost copii, nu au avut familie, nu au avut urmași, și dacă noi, aceia urmași din satul lor, din familiile lor, poate nu, dar din neamul lor, dacă noi uităm și ne facem ca copiii cei vitregi, ce-om câștigat de la Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu a să împarte pe cei oameni buni de acei rei, cum împarte ciobanul oile de căpre, și a să spui celor buni, veniți cei binecuvântați într-o împărăție Tatălui meu. Că am fost străin și m-ați primit, dezbrăcat și m-ați îmbrăcat, am fost însetat și flământ și mi-ați dat să mănânc și să beau, am fost în închisoare și în spital și m-ați... Doamne, când te-am văzut pe tine între atâtea greutăți și te-am slujit? Dacă ați făcut la frații mei mai mici, mie mi-ați făcut, le va răspunde Dumnezeu. Și celora de la stânga care se gândesc pentru dânsul că se poate de a avea de toate, de a încuia poarta și ușa, de a sta la masă fără de nimeni, de a uita ca acel bogat că la poartă mai zace un Lazar, că în drum mai este un neputincios și un nevoiaș, le va spune mergeți în focul cel veșnic pregătită satanii și slujitorii lui. Și iarăși le va lămuri și le va învăța, le va zice că am fost flământ și nu mi-a dat să mănânc, setat și nu mi-a dat să beau, dezbrăcat și gol și nu mi-a primit. Și ei vor spune, Doamne, când te-am văzut pe tine între atâtea greutăți? Și Dumnezeu le va spune, dacă n-ați făcut la frații cei mai mici, mie nu mi-ați făcut. De aceea, orice faptă făcută de orice ce om n-ar fi, de orice nație ce n-ar fi, de orice credință n-ar fi, că Dumnezeu nu spune să-i dai celuia care e de o nație cu tine, nu îi spune că să-i dai celuia care e cu o credință cu tine, dar a spus acelui ce cere să-i dai. La prășit, cum noi avem obicei, nu cred și eu ți-o-i da. Nu! Îi dăm dacă putem, dacă nu, îi dăm nici să nu-l judecăm. De aceea și Sfântul Ioan, în noaptea învierii, are cuvântul lui cel frumos, și acei ce au postit, și acei ce n-au postit, și acei ce au ținut postul, și acei ce s-au sălit, să slăvească și să bucure că mult este bunul Dumnezeu care dorește. Și unul dăruiește și la altul iartă. Dumnezeu pe noi ne iartă, dar noi cum ne purtăm? Noi trebuie să ne purtăm frumos și aducem un buchet de flori de la casa noastră, din grădina noastră, o punem aici la orice monument n-ar fi, pentru ca să fie în amintirea lor. Că ei au murit fără de flori, ei au murit fără de cântări bisericești, ei au murit fără de cruce, ei au murit fără parastase și fără prohoduri. De aceea se mai sărbătorește în multe sate sărbătoarea eroilor la înălțarea Domnului. Și chiar întreb pe preoții din statul ucrainene, băi fratele, ce ieșiți voi la cimitir în ziua de înălțări? Veniți la mine la cram, că eu am sărbătoarea de înălțare. Băi, baci, că un azi nu poate doclanica. Zic, dar de ce? Și ei nu știu de ce. Pentru că încă din timpul României, încă când era plin satul, să zicem, Rărencea, de Cașu și de Cârnați, așa cum îi vedem
puse numai la morminte și la cruce lor, aceia Cașu și Cârnați erau români, măcar că acum s-au ucrainezat și i-au pus ca să fie la înălțarea Ziua Eroilor. Ziua Eroilor este o zi de amintire în biserică, dar ar trebui de spus că Ziua Eroilor trebuie să fie trăită de noi în toată ziua, să ne rugăm dimineața și seara, aceia care s-au dus și nu s-au întors, aceia care s-au jertfit și poate nimeni nu le-au socotit jertfa lor, aceia care au pătimit și au rămas la Dumnezeu în cartea vieții, noi pe dânșe nu-i știm, aceia care au murit fără de îngropare, fără de preot, fără aceia, ei vor fi din partea dreaptă al Dumnezeu, că au făcut jertfa cea mai mare, s-au pus sufletul pentru noi ca să trăim, ca să putem. Și când au atacat pichetul în ziua de Sfântul Petru, nimeni nu ne zice nimica, cântă măcar de 10 ori pe zi. Cu toate că era că noi am făcut nuntă și au cântat cineva, l-a chemat și pe tata la raion și pe tău și la cine au cântat? Și tata Dumnezeu Zău i-a spus, eu la nuntă, eu am venit oaspet și m-am stăluit să fii pe masă de tăi. Dar ce au cântat? Omul cântă de bucurie dintre aceia ce lui nu-i ajunge, ori dintre aceia ce are mai mult. Și bine că au cântat, că la mormântare numai preotul cântă, dar te plâng. Da, la nuntă, la nuntă cântă toată lumea. Și dea bunul Dumnezeu ca urmașii, nepoții și strămoșii a celor ce au pătimit în locuri neumblate, în locuri de veșnică înghețare, să le fie amintirea lor și nepoții și strănepoții lor. Măcar atunci, pentru că nu știu de ce, era un obicei, nu știu cum acum ce se face la Mahala, întotdeauna când făcea nuntă, când eu m-am înturat, îi duceau un buchetul flori lui Leni. Dar acum, la oamenii ăștia, nu se poate de dus la acest memorial un buchet de flori și să stea o minută mirele și cu mireasa și să închine, pentru că ei au murit, n-au avut copii ca să fie mire și mireasă, nu au văzut bucuria nepotelor și pentru dânsii noi trebuie să fim compătimitori. Noi trebuie să ne bucurăm de zilele acestea, dar să nu uităm că va trece și asta. Așa era scris la împăratul David și el, va trece și asta. Și în viața omului noi trebuie să avem ca amintire, să avem un loc sfânt de rugăciune, o sfântă biserică, un loc de închinare și de plăcăciune a genunchilor, un memorial. Și trebuie mai des să îmblăm pe la cimitire ca să vedem că aceia care au murit au avut multă nădejde în cele lumești și s-au desfăcut toate. Să dea bun Dumnezeu sănătoate la toată lumea și ca în tot anul și în tot timpul toată lumea de bună credință. Pentru că nu merge doamna consul să strige că eu sunt creștină, că am învățat, că am făcut, dar vine la Fântâna Albă, de la unii la nunca au murit peste tropul, vine și se roagă și ne spune ca să ajungă la adâncul inimii cuvintele sau în ucraineană sau în română, pentru că Dumnezeu n-a să ne întrebe pe noi de ce nație am fost. Dumnezeu o să ne întrebe pe noi ce am făcut aici pe pământ, ce bun, am pristădit o floare, un copac, am avut o amintire, am spus cuiva veșnică pomenire sau ne-am gândit numai pentru noi sau ca acel bogat căruia de țarână mănâncă, bea și veselește. Acele toate se termine, dar ceea ce noi am făcut în memoria lor, în amintirea lor, va rămâne veșnic. Să trăiți și să-i pomeniți. Thank you.